Să deschidem cuvântul Domnului la epistola lui Iuda. De data aceasta citim de la versetul 8 la 10. Deci continuăm studiul nostru în epistola lui Iuda, versetele 8 la 10. Să ascultăm acest pasaj biblic. Totuși, oamenii aceștia, târzi de visările lor, își pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea și batjocoresc dregătoriile. Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis, Domnul să te mustre. Aceștia, din potrivă, batjocoresc ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire ca dobitoacele fără minte Amin. Iubiți trași, surori, doamnelor și domnilor, în revelația divină pe care Iuda o primește din partea Duhului Sfânt, apare foarte evident că influența morală stricată a îngerilor căzuți, versetul 6, și influența morală stricată, copiată de la îngerii căzuți, a perversilor sexuali, a homosexualilor și a apărătorilor lor, versetul 7, se răsfrânge și în biserică prin învățători mincinoși și apostați, lepădați. Iuda, versetele 8 la 10. Aceștia deveniți sau deghizați în slujitorei neprihănirii, potrivit 2 Corinteni 11 cu 15, și având ca tată pe diavolul deghizat în înger de lumină, 2 Corinteni 11 cu 14, se strecoară printre noi, spune Iuda, și cu visările lor, expresia greacă este pretenții de descoperiri dumnezeiești. Asta înseamnă visările lor. Cu pretențiile lor de cunoștințe biblice și descoperiri divine, caută să ducă în eroare pe cât mai mulți, caută să-și aducă apostazia și lepădarea lor de credință în interiorul Bisericii. Vom vedea pe parcursul expunerii de ce. Pentru astăzi, în acest studiu, Titlul seminarului nostru va fi Apostazia învățătorilor falși. Apostazia învățătorilor falși. Iuda, în pasajul pe care l-am citit, versetele 8 la 10, enumeră cinci fapte urâte de Domnul și de Sfinții Săi despre învățătorii mincinoși. Cinci. Prima, îi caracterizează pofte trupești inspirate demonic, versetul 8a sau 8 partea întâi. Totuși, oamenii aceștia, târâți de visările lor, își pângăresc la fel trupul. Remarcați, vă rog, expresia pe care Iuda o folosește, la fel. La fel ca cine? ca cei despre care vorbise până acum. Deci, Iuda este foarte explicit. A vorbit despre îngerii căzuți, nu? care au fost um, caracterizați, parte din ei de aceasta stau în lanțuri eterne, caracterizați prin perversiune. A vorbit despre Israel în pustiu, care a fost dus în eroare de adunătura din mijlocul lui care a venit pofte după mâncare și după usturoiul și castraveții din Egipt, potrivit uh, în Cartea Numerilor. Și apoi Iuda a vorbit despre Sodoma și Gomora. Și de aceea în versetul 8 nu uită să introducă aceeași expresie, dacă în versetul 7 adverbul care Leagă ideea despre care vorbește cu ce s-a întâmplat înainte, este tot așa, deci cum s-a întâmplat înainte. Acum spune în versetul 8: La fel. Oamenii aceștia, spune, au pofte trupești inspirate demonic, la fel ca îngerii care au căzut și acum sunt în lanțuri eterne, care au poftit pe fetele oamenilor încercând să. Zădărnicească nașterea sămânței femeii pe Iisus Hristos, încercând să pervertească uh, genomul uman, ADN-ul, DNA-ul uman, pentru ca Mesia Iisus Hristos să nu poate să se nască, sămânța femeii să nu poate să se nască într-o generație de oameni alterată genetic și pe care Dumnezeu, după cum știm, a trebuit să o șteargă de pe fața pământului prin potop, pentru că în mulțime ceea de oameni pervertite deja au rămas doar opt ființe nealterate, așa cum a fost părintele nostru Adam. Trei aspecte majore îi caracterizează pe învățători aceștia falși care au pofte trupești inspirate demonic. Primul aspect, vicii necontrolate. Din nou versetul 8, partea 1. Oamenii aceștia, târâți de viserile lor, își pângăresc la fel trupul. Își pângăresc trupul. Au vicii pe care nu le pot stăpâni. Au dorințe la care nu fac față să se oprească. Au obiceiuri pentru care Dau orice, numai să poată să și le trăiască, să și le însușească. Vicii necontrolate. Și dacă vrei să argumentezi cu ei că stilul lor de viață vicios nu este bun, bună ei vin cu contraargumente biblice. De aceea, expresia este. Târâți de viserile lor. Încă o dată, expresia greacă viserile lor este având pretenții de descoperiri. Își găsesc un argument în Biblie ca să păcătuiască. Cu ani în urmă, mi-aduc aminte, eram păstor la ploiești, și am primit o citație de la tribunal, să mă prezint la tribunal, în, într-un proces împotriva unui tată care se pretindea că este credincios de-al nostru, era dizident, nu făcea parte nici dintr-o biserică, și care și-a violat trei fete. Fete. Cea mare, care avea 19 ani, era însărcinată cu băiatul lui Și cea mai mică, pe care o violase, avea 9 ani Soția a aflat această urăciune și l-a deferit justiției A făcut un lucru bun Și justiția, pentru că a pretins că este de al nostru, m-a chemat să mă duc la tribunal. S-a întâmplat însă că aveam biletele cumpărate pentru Germania, pentru un congres internațional la care trebuia să reprezint mișcarea penticostală. M-am dus la procuratură, am arătat biletele, am arătat invitația și m-au scuzat. Însă când m-am întors, unul din frații acestui om, poate fratele Petrică, drăghice și duce aminte, îi spuneau în ploiești Gogu Grasu, nu era neam cu mine, nu era așa îi spunea Gogu Grasu, <laughs> a venit la mine și a zis, frate Gog, bine că v-ați dus, zice, și n-ați fost la proces, pentru că a fost o adevărată rușine pe pocăință și o palmă dată lui Dumnezeu. Fratele meu și-a pierdut mințile și îmi pare bine că l-a închis. E greu să spun un frate despre fratele lui de corp lucrul acesta. I-a dat câte șapte ani pentru fiecare uh, crimă făcută împotriva propriilor lui fete. Judecătorul l-a întrebat și a spus, așa cum vorbeau atunci, mai vulgar, cum ai putut să-ți permiți un astfel de păcat? Și el a spus, ce păcat. Deci, ăsta i-a după ceea ce îmi spunea fratele dânsului. Ce păcat, domnule. Judecător, eu n-am păcătuit. Eu am făcut numai ce scrie Biblia. Și judecătorul, în, 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 în supărarea lui, a spus, domnule, în Biblie, arată-mi și mie unde scrie în Biblie, ce că rup paginile alea din Biblie, arunc Biblia pe foc, cer guvernului să vă interzică dacă Biblia voastră astfel de lucruri cere și aprobă. Și a auzit și argument și a folosit acest apostat. Vor zidi case și le vor locui, vor să divii și le vor mânca rodul. Nu vor munci degeaba și nu vor avea copii care să-i vadă pierind. Nu vor zidi case ca altul să locuiască în ele, nu vor să divii pentru că altul să le mănânce rodul. Și a spus, acestea sunt rodul meu, sunt viile mele și de aceea mi-am permis ce mi-am permis. Demonic, demonic, să folosești cuvântul lui Dumnezeu ca să-ți satisfaci viciile, să ai pretenții de înțelegere scripturală, visări în scriptură, de descoperiri dumnezeiești. Iuda spune că unul din aspectele care îi caracterizează pe acești oameni care au pofte inspirate, pofte trupești inspirate demonic, sunt vicii necontrolate. Al doilea lucru, au vederi rebele. Versetul 8, partea a doua. Ne socotesc stăpânirea. Ne socotesc stăpânirea. Însemnează autoritatea. Fie că această autoritate este îngerească, fie că autoritatea aceasta este divină, fie că este autoritate eclesiastică, fie că este autoritate guvernamentală. Oamenii aceștia, prin excelență, sunt cu vederi rebele. Nimeni nu este bun, nimic nu este bun. Ei sunt buni. Și au a treia mare defecțiune, oamenii aceștia, stăpâniți de pofte firești, demonice, au vorbire defăimătoare. Partea finală a versetului 8. Și bat jocoresc dregătoriile batjocoresc dregătoriile. Aceasta însemnează că ei blasfemiază pe Dumnezeu. De ce spunem aceasta? Pentru că dregătoriile se împart în principiu în două. Dumnezeu are două conduceri pe pământ. Una este biserica și Israel, Împreună, care trebuie să arate oamenilor dragostea lui Dumnezeu. Și a doua conducere este guvernul. Așa cum spune Sfântul Apostol um, Pavel în capitolul 13 din Romani, orice stăpânire este permisă de la Dumnezeu, îngăduită de Dumnezeu, rânduită de Dumnezeu. Deci Dumnezeu are două puteri pe pământ, Biserica și Israel, ca să arate oamenilor dragostea, și guvernul ca să arate oamenilor legea. Dacă oamenii nu înțeleg de lege, li se aplică, de dragoste, li se aplică legea. Și de aceea, o ridicare împotriva stăpânirii rânduite de Dumnezeu, fie eclesiastică, fie guvernamentală, este sinonimă cu o blasfemie la adresa lui Dumnezeu, mai ales dacă stăpânirea civilă este și temătoare de Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de acest pasaj. Isaia, capitolul 37. Ia uitați cum vorbește acest general asirian. Citesc de la versetul 11. Îi vorbește lui Ezechia, care este autoritatea lui Israel. Că ce ai auzit ce au făcut împărații Asiriei tuturor țărilor și cum le-au nimicit cu desăvârșire. Și tu să fii izbăvit? Oare Dumnezeii neamurilor pe care le-au nimicit părinții mei le-au izbăvit ei? Și anume, Gozanul, Haranul, Rețel și fiul lui Eden care sunt la Telasar. Unde este împăratul Hamatului, împăratul Arpadului și împăratul cetății Se Sefarvaim, Hena și Eva? Ia uitați-vă însă ce îi răspunde Dumnezeu. Versetul 22. Iată cuvântul pe care l-a rostit Domnul împotriva lui. Fecioara, fica Sionului, te disprețuiește și își bate joc de tine. Fata Ierusalimului dă din cap după tine. Auziți cuvântul acesta în versetul 23 din Isaia 37. Pe cine ai bat jocorit și ai ocărit tu? Împotriva cui ți-ai ridicat glasul și ți-ai îndreptat ochii? Împotriva Sfântului lui Israel. Și de aceea Dumnezeu îi spune, pentru că mai ai mâniat acum, mă ocup de tine. Mă ocup de tine. Te pedepsesc. Oamenii aceștia care au pofte trupești inspirate demonic, și încă o dată, Iuda nu uite să spună, la fel își necinstesc trupul ca cei de dinainte, ca îngerii căzuți, ca Sodoma și Gomora, ca adunătura din Israel, oamenii aceștia au pretenții de descoperiri dumnezeiești și au vicii necontrolate, vederi rebele și au vorbiri defăimătoare. A doua caracteristică a acestor învățători mincinoși, pe lângă pofte trupești inspirate demonic, este fără de legea care îi caracterizează. Partea a doua versetului 8 ne socotesc stăpânirea. Ne socotesc stăpânirea. Cum spuneam, biserica și societatea funcționează pe baza unor legi bine puse la punct. De aceea, biserica și societatea trebuie să ascultate. Iisus trebuie ascultat. Ioan 3 cu 18 la 19, Ioan 12 cu 48. Nu uitați, mai ales noastră care o să ne ascultați pe internet, că Iisus Hristos este acela care spune Fiul omului n-a venit în lumea aceasta ca să judece lumea, ci a venit să o mântuie. Însă lumea va fi judecată pentru că n-au ascultat, n-au ascultat în cine? În singurul fiu al lui Dumnezeu. Mai mari bisericii trebuie să ascultați și respectați chiar dacă nouă ne este greu să vă spunem lucrul acesta, dar trebuie să ascultați. Evrei 13 cu 17. Ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, spune cuvântul lui Dumnezeu. Euul și voia personală nu au ce căuta într-un sistem ordonat. Nu putem să facem ce vrem în biserică. Nu pot să fac ce vreau în biserică. Nimeni nu poate să facă ce vrea în biserică. Incitarea la rebeliune, la dezbinare și la neunitate este urâtă de Domnul. Pentru că oamenii acestea ne socotesc stăpânirea, ei incită la rebeliune. Aduceți-vă aminte de cuvântul Domnului din Proverbe, capitolul 6, și am să citesc pasajul acesta pentru că este un pasaj profund, un pasaj adânc, de la versetul 16 la 19. Șase lucruri urește Domnul, chiar șapte sunt urâte, ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care var să sânge nevinovat. Auziți, inima care urzește planuri nelegiuite, rebeliune, picioarele care are repede la rău, mai repede se duce să se întâlnească pentru o bârfă decât să vină la rugăciune sau la studiu biblic. Martorul mincinos care spune minciuni și apoi și cel ce stârnește Certuri între frați. Certuri între frați. Aceasta înseamnă fără de lege. Sfântul Apostol Pavel, în Romani, capitolul 16, versetele 17 și 18, reia această idee și spune aceste cuvinte mari. Vândem fraților să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare. Astea sunt învățători mincinoși. Împotriva învățăturii pe care ați primit-o, depărtați-vă de ei, căci astfel de oameni nu slujește lui Hristos, Domnul nostru, ci pânte celui lor. Și prin vorbiri dulci și amăgitoare, ei înșală inimile celor lesne crezători. Iată o caracteristică urită, pe care o urește Domnul, a acestor învățători apostați mincinoși, este fără de lege, se ridică împotriva ordinii. 3. Trei. A treia lor caracteristică, se cred mai mari decât sunt. Se cred mai mari decât sunt. Partea finală a versetului 8. Și bat jocoresc dregătoriile. Este mai mare adâncime decât v-am spus până acum. Am căutat în limba greacă, ceea ce Cornilescu traduce dregătorii, este termenul grecesc doxas. Românii au o expresie, zice, e doxă. Ce, ce spun românii când zic asta? Este doxă. Are capul mare, ea. Dar în limba, în limba greacă, doxa înseamnă glorie. Glorie când spune că aceștia batjocoresc dregătoriile, însemnează că se ridică chiar împotriva lui Dumnezeu. Pentru că cine are glorie? Cine are glorie? Este Dumnezeu și oștirea de Însemnează că acești învățători mincinoși, apostați, despre care Iuda vorbește, uh, au câteva caracteristici. Apostolul Petru nu uită să enumere patru din ele. 1 Petru 4 cu 15. Sunt hoți, ucigași, făcători de rele și unii care se amestecă în treburile altora. 1 Petru 4 cu 15. De aceea Sfântul Apostol Petru, inspirat de Duhul Domnului, spune nimeni dintre voi să nu sufere ca hoți, ca ucigași, ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altora. Dar oamenii aceștia, învățătură aceștia, mincinoși, se cred mai mari decât sunt, și de aceea pot să-l sfătuiască chiar pe Dumnezeu. După ei. După ei. Sfătuiesc chiar pe îngeri. În această privință, Iuda vine cu un exemplu. Este exemplu din versetul 9, pe care l-ați citit și care cred că va determinat să vă puneți foarte multe întrebări. Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis, Domnul să te mustre. Iuda citează din această carte apocrifă despre care v-am amintit la începutul studiului nostru, numită Înălțarea lui Moise, și iată că ceea ce citează însemnează că este un fapt real, pentru că îl aduce într-o carte inspirată, cum este epistola sa, epistola lui Iuda. Ce vrea să spună Iuda este următorul lucru, frașesor, doamnelor și domnilor. Când Moise a murit, diavolul a vrut, și am să vă spun de ce, a vrut să ia trupul lui Moise. I-a trebuit trupul lui Moise. Dar Dumnezeu a trimis pe arhanghelul Mihail, să vină și să prezideze peste înmormântarea lui Moise. Nimeni să nu știe unde este mormântul și nimeni să nu-l afle nici chiar demonii. Și a fost o bătălie. Și spune uh, Iuda că în această bătălie între Arhanghelul Mihail și Satana, pentru trupul lui Moise, Arhanghelul Mihail s-a purtat extrem de frumos. Pune așa, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: Domnul să te mustre. Ce vrea să spună Iuda? Uitați ce vrea să spună Iuda. Iuda vrea să spună că, chiar în lumea îngerilor, Satana este un înger căzut. Dar Satana a fost mai mare decât Mihail. Chiar dacă arhanghelul Mihail este șeful tuturor îngerilor, de aceea spune arhanghel, arhei înseamnă peste. Chiar dacă arhanghelul Mihail este peste toți îngerii, Lucifer a fost un heruvim. Și heruvimii sunt gradul cel mai înalt în lumea îngerilor. Chiar dacă a căzut și a păstrat o autoritate pe care știm că o are, este Domnul Puterii Văzduhului, autoritate pe care Arhanghelul Mihail i-a recunoscut-o. I-a recunoscut-o. Și măcar că a avut putere să-l înfrunte și să-l biruie, nu s-a folosit de altă autoritate împotriva lui Satan. În vremea noastră, sigur că autoritatea noastră este mult mai mare decât atunci, pentru că a murit Domnul Isus Hristos și Satan este un înfrânt de-a binelea. Dar, întrebarea este, de ce a vrut satana să fure trupul lui Moise și de ce a trebuit să intervină arhanghelul Mihail ca să ia trupul lui Moise și să-l îngroape unde nimeni să nu-l afle. Sunt câteva motive pentru care, un motiv. Israel, spre deosebire de toate neamurile, este un popor despre care Profetul Balaam, în număr 23, cu nouă partea finală, spune Israel nu este dintre neamuri. Israel este un popor creat special de Dumnezeu prin Avram, Isaac și Iacob, așa, creat de Dumnezeu pentru că s-a născut când nu putea să se nască Isaac și datorită acestui fapt Israel are un statut special în ochii lui Dumnezeu, prin acest popor creat a putut să vină în lumea noastră Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos. Se vede că Israel, fiind un popor creat de Dumnezeu și în parte dintre popoarele, dintre neamuri, Israel are două căpetenii peste el. Arhanghelul Mihail, așa cum spune profetul Daniel, capitolul 10 cu versetul 13 și versetele 20 la 21, și el este, dacă vreți, este îngerul Marțial. Adică cel ce execută mânia lui Dumnezeu. De unde aveți arta marțială, arta morții. Este cel ce execută mânia lui Dumnezeu. Și este îngerul Gabriel, este cel ce aduce mesajul din partea lui Dumnezeu. Diavolul a căutat ca luând trupul lui Moise, frașesorilor, doamnelor și domnilor, să-l animeze. Putea să facă lucrul acesta, pentru că dispune de o putere extraordinară. Putea să intre în trupul lui Moise, să-l animeze, să-l miște și să apară în fața poporului lui Israel, deci acest popor creat de Dumnezeu, să apară în fața lui Israel aducând o învățătură nouă. O învățătură prin care să-l abată de la legea lui Dumnezeu pe care i-a dat-o Dumnezeului Moise o învățătură prin care să reinterpreteze legea pe care Israel a primit-o. Dacă n-a reușit atunci Satan să facă lucrul acesta ca să-l reanimeze pe Moise și să poată să ducă în eroare pe Israel, este foarte posibil, după mulți comentatori ai Sfintelor Scripturi, în special cei cu privire la învățătura despre vremurile din urmă, este foarte posibil că atunci când anticrist va muri, va primi lovitura de moarte, Uh, el spune cuvântul Domnului că va învia, va învia, va fi reanimat. Uitați ce spune cuvântul Domnului, Apocalips capitolul 13, versetul 3. Unul din, capete, din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată și tot pământul se mira după fiară. Însă, când mergem în capitolul 17 cu versetul 8, Aici ne dă o informație care este greu de uh, priceput și de interpretat în adâncimea în care apare. Uitați-vă în versetul 8. Fiara pe care ai văzut-o era pentru că a fost vie și nu mai este, pentru că a murit. Ea are să se ridice din adânc și are să se ducă la pierzare și locuitorii pământului, ale căror nume n-au fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieții, se vor mira când vor vedea că feara era, nu mai este și va veni. Ce vrea să spună Duhul Domnului în acest verset? Vreau să spună următorul adevăr, un adevăr adânc. Anticrist, la mijlocul necazului celui mare, va fi asasinat. Odată asasinat, diavolul satana va încerca o imitare a învierii din morți a Domnului Iisus Hristos. Pentru că anticristul îl reprezintă, îl imită pe Domnul Iisus Hristos. Și comentatorii Sfintelor Scripturi aici se împart în două și spun Anticrist va fi cel care va fi reanimat de către diavolul, ori spun unii teologi, cel ce va fi reanimat va fi Iuda, Iscarioteanul, care în Sfânta Scriptură este numit Fiul Pierzării și despre care în, apoc, în fapte 2 17 spune că s-a dus la locul lui. La locul lui. Și va apare, bună oară, va apare care dintre ei nu cred că este, este neapărat de mare importanță pentru noi să fim dogmatici cine este Iuda sau Anticrist propriu-zis, însă va fi reanimat, va reapare în partea a doua necazului celui mare și va fi stăpânit de, de, de demonul adâncului, de împăratul adâncului care se numește Apolion, distrugătorul. Și de aceea, partea a doua necazului celui mare este o parte distrugătoare. De aceea și spune necazul cel mare. Apolion este împăratul Adâncului. Demonul adâncului, numele lui înseamnă distrugătorul și pentru că se ridică din adânc fiara aceasta, deci va fi reînviată după ce va cădea în, 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 prin moarte în, va fi dusă în abis, de acolo va fi reanimată de către acest înger cu rang mare, Apolion, și va fi posedată de acest demon ca să poată să facă ultima... Ultimul rău, adunând pe oameni împotriva lui Dumnezeu în războiul cel mare numit Armagedon. Dar, dacă în acest război, în această confruntare dintre Mihael și Satana, Mihael s-a comportat ca un înger civilizat, respectând autoritatea într-un fel, dar bineînțeles cu autoritate punându-l jos pe diavolul, Iuda vrea să spună următorul lucru. Învățătorii mincinoși, învățătorii fani, învățătorii apostați nu țin cont nici de rang, nici de responsabilitate și nici de reținerea cu care trebuie să lucreze în anumite împrejurări nici de rang, nici de responsabilitate și nici de reținerea cu care trebuie să lucreze în anumite împrejurări. Observați, Mihael are rang mare, este peste îngeri, responsabilitate mare, păzește pe Israel și reținerea pe care a avut-o nu l-a înfruntat direct pe satana în sensul în care îl putem noi înfrunta astăzi pentru că l-a Iisus Hristos și a spus Domnul să te mustre satano. Al patrulea lucru. Acești învățători, fani, spune Iuda, sunt ignoranți. Uitați ce spune cuvântul Domnului în versetul 10, partea 1. Aceștia, din potrivă, bazăocoresc ce nu cunosc. jocoresc ce nu cunosc. Este ca și în această istorie în care cineva a primit niște musafiri. Și. Uh, Gazda era practic un bat un om foarte rău, soțul în cazul de față, un om foarte rău și era în stare să dea indicații prețioase la toată lumea. Și ca să-și arate, bunor, cunoașterea în artă, și-a invitat musafirii să-i ducă la muzeu. Și s-a dus cu ei la muzeu. Dar la muzeu nu a avut stăpânire de sine, orice uh, portret era acolo, el îl comenta dacă știa, dacă nu știa cine a pictat sau cum este. Așa. Și la un moment dat spune istoria despre care vă spun că uh, s-a oprit în fața ceea ce i s-a că este un portret și a zis, uitați-vă să la portretul ăsta. Nu-i reușit deloc, soția lui l-a cotit. Uh, Expresia feței nu-i bună. Artistul n-a avut mână. Soția l-a cotit încă o dată. Uh, culorile nu sunt reușite. Soția i-a dat un cot atunci. Când a vrut să mai spună ceva, soția i-a zis, dragă, oprește-te, tu nu vezi că te uiți în oglindă. Ignoranți. Bat jocoresc ce nu cunosc. Dorința Domnului este să fim în cunoștință de adevărul său. 1 Corinteni 12 cu 1. 1 Tesalonicen 4 cu 13. o expresie favorită a Apostolului Pavel inspirat de Duhul Domnului este aceasta. Nu voiesc, fraților, să fiți în necunoștință. Deci dacă vrei să vorbești despre ceva, întâi intră în cunoașterea lucrurilor despre care vorbești. Apostol Pavel spune, nu vreau să fiți în necunoștință. Domnul vrea să cunoaștem. 2. pieirea sfinților este din lipsă de cunoaștere. Osea 4 cu 6. 3. rătăcirea cuiva, rătăcire spirituală, se datorează necunoașterii Scripturilor și a puterii lui Dumnezeu. Matei 22 cu 29. 4. Curăția spirituală a oricăria dintre noi se face prin cunoașterea cuvântului Scripturii. Psalmul 119 cu versetul 9 și 11. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc. Dacă vrei să te păstrezi curat, prin cunoașterea Scripturilor se face lucrul acesta. Prin cunoașterea Scripturilor. Dar acești apostați, în îngânfarea lor, sunt făcuți de rușine pentru că sunt ignoranți, bazăocoresc ce nu cunosc. De aceea este important, în special, mă adresez tinerilor care doriți să studiați, care vă duceți în alte orașe să studiați. Este bine să mergeți acolo la biserică, să vă faceți membri în biserici, dar nu vă duceți într-o biserică în care se spune că Biblia este un mit. Nu vă duceți într-o biserică unde Isus este nedivin. Nu vă duceți într-o biserică unde minunile lui Dumnezeu sunt legende. Nu vă duceți într-o biserică unde creștinismul este o religie. Nu vă duceți într-o biserică unde poporul evreu este o problemă. Nu vă duceți într-o biserică unde mântuirea prin credință este o problemă de psihologie. Ci duceți-vă într-o biserică în care Păstorul care vorbește Cuvântul Domnului cunoaște adevărul. E plină lumea de ignoranți. Nu trebuie să mai creșteți și voi ignoranți. Cei falși sunt ignoranți. Cei falși sunt ignoranți. Și apoi, a cincea caracteristică a acestor învățători se dezumanizează. Se dezumanizează. Versetul 10, partea finală. Se pierd singuri în ceea ce știu din fire, ca dobitoacele fără minte. Observați? Înseamnă că se dezumanizează. Ce fac? Uitați ce fac. Inima sau emoțiile nu o rațiune sănătoasă îi motivează și îi inspiră biblic sau îi controlează. Îi controlează o inimă nenăscută din nou. Psalmul 14 cu versetul 1, psalmul 53 cu versetul 1, unde spune, nebunul zice, unde zice? În inima lui nu este Dumnezeu. Așa cum vă spuneam și în alte ocazie. Nu în conștiința lui spune acest lucru, în conștiință știe că este Dumnezeu. Pentru că îl mustră, dar inima nu este legată de Dumnezeu, și atunci în inima lui spune: Nu este Dumnezeu. Eu nu vreau să-l iubesc pe acest Dumnezeu. Deși conștiința îi face probleme. Al doilea aspect. Ignoră pe Dumnezeu în conștiința lor. Eclesiastul 3.11 spune: A pus în toți Dumnezeu gândul eternității, iar în Romani 1.28 cu spune cuvântul Domnului, fiindcă au scos pe Dumnezeu să recitim pasajele acestea, chiar dacă le-am auzit și în. În seminariile precedente, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința, în conștiința lor. Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Lucruri neîngăduite. Se poartă ca animalele. Se poartă ca animalele. Pentru că n-au păstrat pe Dumnezeu în conștiința lor își știu soarta pe de altă parte și totuși se duc ca boul la măcelărie. Romanii 1 cu 32 Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. Iar în Proverbe 7 cu 22, înțeleptul Solomon spune Seamănă cu unul care merge ca un bou, la tăiere. Știe că se duce la rău, știe că face rău, știe că se nelegiuirea, nelegiuirea dar se dezumanizează. De aceea se duce la locul bețivilor în casa de străbălării, se duce în baruri, se duce în discoteci, se duce în locurile în care se blasfemează numele Domnului. Știe că face rău. Știe că la întrunirea aceasta se întinează și totuși întinde mâna și se întinează. Știu că fac lucrul acesta. Alt lucru, îmbracă o haină bună oră științifică în comportamentul lor, numită evoluționism, și astfel au înnebunit. Se cred singuri înțelepți pentru că se dezumanizează. Romanii 1, 22 la 25. Așa sunt evoluționiști. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Au dat în darvinism. De ce? Uitați ce au făcut. Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor. Păsări, dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor, așa că își necinstesc singuri trupurile, așa cum spunea Iuda. Căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Creatorului care este binecuvântat în veci. Nu observați dumneavoastră, astăzi este mama natură, este nu știu, românește, cu, în engleză spune Mother Earth, cred că e în românește cum eu spune, Tatăl Pământ? Sau? Mama, 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 mama. mama Natură, tot Mama natura a rămas. Ok. Uh, se cred înțelepți și au un nebunit. Dumnezeu și-a luat mâna de peste ei. Cel mai trist lucru, frașeslori, doamnelor și domnilor, este acesta. Să fii încă în viață, să ai posibilitate de mântuire. Pentru că cine este în viață și-a păcătuit, indiferent cât de grosolan este păcatul acela, dacă se recunoaște, Dumnezeu îl iartă. Dar dacă această ființă care a păcătuit, a primit iertarea lui Dumnezeu, din nou se joacă cu păcatul și din nou se joacă cu păcatul și din nou își cere iertare și din nou se joacă cu păcatul și din nou își cere iertare. Vreau să vă aduc aminte acest adevăr biblic. Este valabil în primul rând pentru mine care predic, este valabil pentru casa mea, este valabil pentru dumneavoastră, pentru toți. Dumnezeu are, un, Dumnezeu are o răbdare, dar Dumnezeu are și o limită în lunga lui răbdare cu mine și cu tine. De aceea, dacă te-ai de păcatul tău, nu-l mai face și a doua oară, gândindu-te că Dumnezeu te iartă așa a doua oară. Este posibil să te ierte, dar este posibil să zică Dumnezeu despre mine și despre tine ca despre faraon. Știi ce, Moise? De patru ori te-am trimis la el și și-am pietrit inima. Ce a zis a cincea oară? Du-te acum la el, acum eu îmi pietresc eu. Și să vrea să se schimbe. Și aici în cuvântul Domnului din Roman este cel mai trist lucru. Dumnezeu să se sature cu tine, cu păcatul tău, cu fără de legea ta sau cu mine, cu păcatul meu, cu fără de legea mea și să zică, Domnul, mi-am luat mâna de peste el. Este cel mai trist lucru. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în conștiința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate și a luat mâna de peste ei. Și indiferent cât de științific ai fost și ai avut pretenția, în final, sfârșitul este unul trist. Sfârșitul este în iazul de foc și de pucioasă. În concluzie, ce se vede în cunoașterea noastră? Pe cine acceptăm să ne învețe? Căror învățător deschidem ușa și a inimii și a casei. Pe cine primim mai repede? S-ar putea să ne doară cuvântul pe care l-am auzit, s-ar putea să ne taie cuvântul pe care l-am auzit. Ce facem? Devenim rebeli? Cuvântul Domnului ne cheamă la pocăință. Cuvântul Domnului ne cheamă și ne spune nu vă pierdeți singuri. Nu vorbiți ce nu cunoașteți. Dacă vreți să creșteți, dacă vreți să înaintați, dacă vreți să fiți în adevăr cineva și ceva, umblați în cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Și de fapt, ce te poate face mai liber decât cuvântul Domnului? Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi, sloboți, liberi. De aceea, recomand tuturor celor care ascultă, recomand tuturor celor care ne vor urmări la internet sau la televiziune, ori pe cd la radio, priviți în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că ceea ce Iuda ne vorbește nu sunt lucruri subțiri, sunt lucruri adânci. Bisericile contemporane sunt bântuite de învățători din aceștia apostați, fași, de oameni care visează mult, au pretenția de descoperiri dumnezeiești, dar dincolo de pretenția lor stă o viață dezordonată, o viață ridicată împotriva legii lui Dumnezeu. În prima parte a epistolei sale, Iuda dezbate această problemă, apostazia din biserică. Pentru că apoi, după cum vom vedea, trei mesaje mai târziu, Iuda să se ocupe de situația contemporană a bisericii și să vorbească despre apatia din biserică. Dacă există apostazie, lepădare de credință, este și apatie. Nu ne mai interesează nimic. Nu ne mai interesează rugăciune, nu ne mai interesează cântare, nu ne mai interesează cuvânt, nu ne mai interesează nimic, toate sunt bune. Dar nu toate sunt bune. Biserica trebuie să fie vie, viața de familie trebuie să fie o viață vie pentru Domnul, viața personală trebuie să fie o viață de mărturie pentru Domnul. Dacă sunt oameni care au rămas, cum zice el, scriși cu fierul roșu, sunt și oameni ca și Enoch, despre care vom vorbi, și a cărui mărturie a rămas peste milenii. Și mă rog, Domnului, ca mărturia noastră să fie una de tip Enoch, trăind de așa manieră încât venirea Domnului nostru Iisus Hristos să fie pentru noi, ca pentru Enoch, o binecuvântare. Amin.